Din lumea noastră fără cer este cel mai nou CD al interpretului Nicolae Sabău. Artistul a realizat acest album în memoria tuturor minerilor, în special celor care și-au găsit sfârșitul în subteran. În mod aparte, piesele sunt dedicate tatălui său, fraților, dar și unui cumnat la rândul său miner căzut la datorie. Eu sunt fiu de miner. Tatăl meu a lucrat în mină la Săsar, în Baia Mare. Doi frați ai mei, Gavrilă și Vasile, au lucrat tot la mină. Un cumnat de-al meu, Ioan Mielușii, a lucrat la mina Nistru, unde a sfârșit zdrobit de bolovani. M-am aplicat cu pioșenie asupra acestui DVD, pe care l-o ofer ortacilor mei, prima lansare aici la Târgu Jiu. De aici răsare steaua care va circula în țară și în lume despre cântecul popular mineresc, pe care DVD l-am intitulat Din lumea noastră fără cer. Albumul conține 14 cântece culese de-a lungul anilor chiar de la mineri. Interpretul de muzică populară susține că a trăit mult timp printre ortaci și a pus în cântece exact trăirile celor care își petrec timpul în subteran. Acest CD-ul este un imn închinat tuturor minerilor, tuturor ortacilor, indiferent că sunt aici în țară sau sunt plecați, sau tuturor acelora care se apleacă cu pioșenie asupra muncii acestor oameni din sub pământ. La întâlnirea de astăzi nu au participat, din păcate, și ortaci din Oltenia, ci doar o parte din autoritățile locale și câțiva sindicaliști care încearcă să pună bazele sindicatului Mine Energie Oltenia.